Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Parlamentul României. De la reluarea activității legislativului, aproape că nu a trecut nicio săptămână fără o moțiune îndreptată împotriva unui ministru al actualului cabinet. De data aceasta, ținta criticilor socialdemocraților a fost ministrul sănătății Nelu Tătaru. Iată ce veți vedea în emisiunea de astăzi. Deputații socialdemocrați au cerut demisia ministrului sănătății în plenul Camerei Deputaților. Moțiunea simplă împotriva ministrului sănătății Nelu Tătaru a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Senatorii au adoptat o propunere legislativă care prevede acordarea de către Ministerul Educației a unei tablete sau a unui laptop fiecărui elev sau cadru didactic care solicită acest lucru. Senatorul de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, este preocupat de echilibrul între măsurile de protejare a sănătății publice și cele de revigorare a economiei. Mai multe în rubrica Birou Parlamentar. Sănătatea românilor este sau ar trebui să fie pe primul loc în lista de priorități a oricărui guvern, al oricărui administrator pus să gestioneze un sistem de care depinde viața și bunăstarea noastră a tuturor. Așa începe opoziția prezentarea moțiunii simple împotriva ministrului sănătății Nelu Tătaru. Pe lângă critici și acuzații dure aduse executivului în plenul Camerei Deputaților, socialdemocrații au acuzat guvernul Orban de minciună și ipocrizie. Lipsa unor politici și a unor programe serioase care să vină în sprijinul sistemului sanitar și mai ales în sprijinul real al pacienților a fost motivul care a stat la baza tuturor criticilor care au vizat miniștrii sănătății de-a lungul timpului. Sănătatea românilor a fost declarată întotdeauna o prioritate pentru executiv, indiferent de partidele care s-au aflat la guvernare. Niciodată însă, în ultimii 30 de ani, sistemul sanitar nu s-a confruntat cu o provocare epidemiologică de anvergura celei care a pus clasa politică în situația de a fi pro sau împotriva măsurilor luate de către guvernanți. Modul în care a fost gestionată criza generată de virusul SARS-CoV-2 a făcut obiectul moțiunii simple împotriva ministrului sănătății Nelu Tătaru. Sănătatea românilor nu este firmă de pompe funebre, a fost titlul demersului democratic asumat de 93 de deputați ai Partidului Social Democrat. Din păcate, actualul guvern a însemnat o listă interminabilă de eșecuri, minciuni și inactivitate în domeniile cheie. Sănătatea nu este prioritate, ne spune ministrul Partidului Național Liberal de la Finanțe. Tot din păcate, deși nu ne așteptăm să fie altfel, s-a confirmat că un domeniu atât de tehnic precum sănătatea și atât de important reprezintă unul din marile eșecuri ale guvernului PNL, cu costuri grave și de neimaginat, cu repercursiuni asupra tuturor cetățenilor României. Opoziția a acuzat puterea și de faptul că ministrul sănătății nu a luat măsuri de testare a populației. Cu acest prilej, reprezentantul PSD și-a arătat susținerea pentru primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Guvernul lui COVID și Ministerul Sănătății blochează testarea prin sondaj demarată de primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, care ar fi arătat care este realitatea despre pandemie. Testarea prin sondaj de anticorpi, începută de primăria Capitalei, ar fi arătat rata reală de infectare și nu ar mai fi permis guvernului să măsluiască raportări oficiale despre evoluția pandemiei. În prima parte a dezbaterii, ministrul sănătății a răspuns punctual la acuzațiile aduse de cel mai important partid de opoziție. După ce a făcut un scurt istoric cu privire la evoluția pandemiei și la măsurile care au fost luate în ultimele 3 luni, Nelu Tătaru a arătat cum stau lucrurile din perspectiva lui și care este efortul pe care l-au făcut cadrele medicale și, nu în ultimul rând, guvernul liberal pentru siguranța și sănătatea românilor. Vorbim de un personal medical care, cu resurse minime, a făcut față acestei pandemii și vă invit să ne uităm în toată Europa. Guvernul liberal a intervenit atunci cu 350 de milioane de lei pentru tot ce a însemnat acțiuni prioritare pe terapie intensive și pe boli infecțioase. Guvernul liberal a investit 58 de milioane de euro pentru aparatură, sistem de detecție real-time PCR, sistem automat de pregătire a probelor, ventilatoare de înaltă performanță. 26 de milioane de lei a fost suma introdusă în urgență pentru programele de testare. În același timp, achiziții de la Banca Mondială în valoare de 30 de milioane de euro au fost
contractate, 400 de ventilatoare, 400 de monitoare, 400 de kituri injectomate, 400 de paturi special de ATI. O parte din ele au venit și acum. Au fost momente când gândeam cât suntem și cât vom fi. N-am crezut și nu cred în continuare că poate exista atâta indolență, atâta mișcare neprofesionistă, să spun, în condițiile în care ne-am trezit în urmă cu 3-4 săptămâni și prezentăm o altă realitate. Referitor la acuzațiile cu privire la testarea populației, Ministrul Sănătății a arătat care sunt condițiile în care autoritățile locale pot iniția și desfășura activități medicale. Ministerul Sănătății n-a blocat și nu blochează niciodată nicio testare. Toate testările se fac în baza unor protocoale, toate testările se fac în baza unor proceduri elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică în colaborare cu Centrul European de Control al Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății. Plenul Camerei Deputaților a adoptat moțiunea împotriva Ministrului Sănătății Nelu Tătaru. Problemele sistemului sanitar pe perioada pandemiei, dar și dinaintea apariției acesteia, au făcut obiectul unor dezbateri aprinse între putere și opoziție. Lupta cu virusul nu a reușit să înlocuiască răfuiala politică, care a durat aproape 2 ore, timp suficient pentru critici și acuzații reciproce. Dezbaterea moțiunii simple împotriva Ministrului Sănătății Nelu Tătaru a fost un prilej pentru deputați să facă publice de la tribuna Parlamentului mai multe aspecte ale disfuncționalităților din sistemul sanitar. Socialdemocrații, care au semnat moțiunea simplă intitulată Sănătatea românilor nu este o firmă de pompe funebre, au adus mai multe acuzații liberalilor. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a fost criticat pentru lipsa echipamentelor de protecție, pentru promisiunile neonorate față de personalul medical și pentru modul în care s-au făcut achizițiile. Lipsa investițiilor și a anumitor medicamente în ultima perioadă, lipsa unei comunicări transparente sau a faptului că spitalele sunt închise pentru bolnavi cronici sunt alte reproșuri pe care opoziția le-a făcut ministrului. Ați împărțit practic România în două, poporul român și PNL. Regulile sunt doar pentru poporul român. Poporul român este considerat de PNL fie precaut, fie prost. Regulile nu sunt pentru Rareș Bogdan, de exemplu, și gașca lui, care își permit orice în disprețul legii. Lipsa de credibilitate a guvernului este cauza creșterii numărului de îmbolnăviri. Mă tem că, prin modul în care acționați, v-ați bucura de un eșec al nostru ca țară, de un număr de cazuri de infecție cu noul coronavirus, pentru a putea găsi vinovați în lupta politică. Nimic, niciun interes personal sau de grup nu justifică această decizie cinică pe care ați luat-o de a transforma pandemia într-un motiv de campanie electorală pe care v-ați cățărat fără niciun scrupul aici, la București, dar și în toate județele țării. Politizarea funcțiilor de conducere și efectele lipsei de profesionalism sau a lipsei de competență au făcut obiectul altor intervenții din partea grupurilor parlamentare. Reprezentantul USR a arătat care sunt consecințele deciziilor politice. Consecințele sunt că atunci când numești politic un om și îl menții politic de către un alt partid, indiferent care este acesta, consecințele se răsfrâng asupra banului public. Vorbim despre pagube de milioane de euro. Doctorul Nelu Tătaru, ministrul sănătății, este ministru de două luni de zile, iar în acest document se vorbește despre neajunsurile sistemului de sănătate din ultimii 20 de ani, ca să nu spun ultimii 30 de ani. Și eu personal vreau să-l felicit pentru că este primul ministru al sănătății care l-am văzut în 30 de ani, care și-a asumat rolul de ministru și s-a dus și la Țăndărei când orașul era în carantină, s-a dus și la Suceava când erau marile probleme cu COVID-ul, a fost și la Arad, a fost peste tot acolo unde trebuia în linia întâi pentru a da încredere, pentru a arăta solidaritate corpului medical. Presa a relatat în ultimele săptămâni, și nu doar presa, și noi în Parlament, am relatat cu toții pe larg, suspiciuni de fraude majore, grosolane la Unifarm. Și nu numai. În Parlament am vorbit de acele vizete cu 17.000 de euro bucata și toate aceste informații pe care noi și presa vi le-a dat, domnule ministru,
nu v-au făcut să luați decizia de a-l demite pe ministru, pe directorul Unifar, și iată, astăzi este acuzat că ar fi încasat o șpagă de 760.000 de euro. Să auzi PSD-ul vorbind de șpagă, e ca și cum ai vorbit de funie în casa spânzuratului. E, dacă e să ne amintim doar de tăticul vostru, Adrian Stase, sau dacă vreți, de tăticul vostru, Liviu Dragnea, oameni care nu dădeau un tun cu o șpagă de 700 și sau un milion, oamenii furau o insulă, oamenii furau un braț. Vreți să vorbim despre exponențialii voștri conducători care au inventat șpaga în România? Sigur că da, ne face plăcere. Suntem într-un moment în care sunt chemat să justific o activitate, 2 luni jumate de ministru, încă 1 lună jumătate de secretar de stat. Cred că politicul a intrat prea repede în joc. Cred că medicalul încă nu și-a revenit. Un sistem sanitar de 30 de ani, dezgolit în această perioadă, nu are nevoie încă o dată să fie tăvălit. Moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Nelu Tătaru a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Când și dacă politicienii vor găsi un consens pentru schimbarea reală a sistemului sanitar din țara noastră, rămâne de văzut. Plenul Senatului a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect care vizează digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și interinstituțional. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere admiterea României în spațiul Schengen. Urmează știri pe scurt. Plenul Senatului a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege care vizează digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și interinstituțional. Potrivit inițiatorilor, obiectul final al proiectului de act normativ este acela ca nicio administrație publică din România să nu ceară unei persoane fizice sau juridice informații deținute deja de o altă administrație publică sau organizație a statului român. De asemenea, proiectul de lege mai prevede că orice accesare a unei date, informații sau comunicare care se referă la o persoană fizică sau juridică va fi transmisă sub formă de informație persoanei fizice sau juridice respective. Membrii Parlamentului European solicită prin intermediul unei rezoluții să fie luate toate măsurile astfel încât România, alături de alte state precum Bulgaria și Croația, să fie admise în spațiul Schengen. Rezoluția a fost votată cu 520 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă și 59 de abțineri. Deputații europeni spun că este nevoie de o schimbare rapidă pentru un spațiu Schengen în întregime funcțional, pentru a proteja libertatea de mișcare și pentru a asigura reabilitarea economică a Europei. În plus, eurodeputații fac apel la Comisia Europeană să propună o reformă a guvernării Schengen. Senatul a adoptat o propunere legislativă care prevede acordarea de către Ministerul Educației a unei tablete sau a unui laptop fiecărui elev sau cadru didactic care solicită acest lucru. În aceeași ședință de plen, senatorii au votat un proiect normativ care obligă statul să crească numărul psihologilor școlari. În ședința de marți a plenului Senatului, desfășurată în format online, au fost dezbătute și adoptate 2 propuneri legislative care modifică legea educației naționale. Primul proiect normativ dezbătut instituie obligația Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare de a asigura un psiholog școlar la un număr de 600 de elevi, respectiv 300 de preșcolari. În prezent, fiecărui consilier școlar din cabinetele de asistență psihopedagogică îi revin în medie 1000 de copii. Este, cred, cea mai importantă lege pe care o vom vota astăzi. Dacă ne gândim doar la ce s-a întâmplat în această perioadă și se întâmplă, din păcate, în continuare, trebuie să ne dăm seama cât de important ar fi fost să a fi avut mai mult asemenea consilieri care se ocupă de elevi și de copii, pentru că a fost una dintre categoriile cele mai grav afectate psihic de măsurile de izolare. Cu un consilier școlar la 1000 de elevi, asta este situația la ora actuală, ne dăm seama că așa ceva a fost și este imposibil. Cel de-al doilea proiect normativ care modifică legea educației naționale stabilește obligația statului român de a asigura profesorilor și elevilor echipamentele necesare pentru a beneficia de educație online, platforme de e-learning și bibliotecă virtuală.
de toate formele de educație digitală elaborate și puse la dispoziție de instituțiile care fac parte din sistemul de învățământ. În Comisia pentru Învățământ a Senatului a fost adoptat un amendament care precizează că de laptopuri sau tablete conectate la internet nu vor beneficia doar elevii din categorii dezavantajate, ci toți elevii și profesorii care solicită acest lucru. Avem rezultatele evaluării naționale și de aici putem să citim consecințele acestei perioade de pandemie în rezultatele pe care copiii le-au obținut. Discrepanțele dintre mediul rural și mediul urban. În rural n-au avut acces la dispozitivele necesare școlii desfășurate în regim online, în urban acest lucru s-a întâmplat în mai mare măsură. Ca urmare, avem acum în rural înregistrate rezultate de două ori mai proaste decât în anul trecut. Ținem să atragem atenția Ministerului Educației că va trebui să redacteze norme metodologice de aplicare foarte clare, care să prevadă modalitățile care copiii primesc aceste tablete. Și, de asemenea, în ce situații sunt îndreptățiți să le ceară. Pentru că, sigur, această inițiativă legislativă va avea un anumit impact bugetar, un impact bugetar destul de mare și va trebui ca Ministerul să se gândească foarte bine unde dirigează banii. Ambele propuneri legislative au fost adoptate de Senat în calitate de cameră decizională cu 106 voturi pentru, 26 de abțineri și niciun vot împotrivă. Senatorul independent Adrian Țuțuianu este preocupat de faptul că echilibrul între măsurile de protejare a sănătății publice și cele de revigorare a economiei nu a fost încă atins în această perioadă. România va avea de suferit dacă nu se intervine mai rapid și mai energic pentru dezvoltarea economică și creșterea numărului de locuri de muncă, a mai declarat senatorul de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, după o lungă perioadă de stare de urgență, de alertă, toată lumea este perturbată, lucrările Parlamentului de asemenea. Cum v-a afectat toată această perioadă, toate aceste restricții, cum v-a afectat munca parlamentară? Eu cred că munca parlamentară a fost profund afectată și m-am exprimat de mai multe ori de la tribuna Parlamentului în sensul relorii normale activității parlamentare. Începând cu data de 1 mai, mi se părea normal să revenim la lucru, să fim prezenți aici în Parlament, pentru că constat cu tristețe o trecere rapidă a unor atribuții care aparțin Parlamentului către executiv, ceea ce este și neconstituțional și ceea ce pune în dificultate Parlamentul României. Eu cred că este o perioadă rușinoasă pentru viața parlamentară din România, această ascundere, pitirea parlamentarilor în teritoriu, votul electronic, care sigur poate fi o alternativă în situații excepționale, dar în niciun caz nu poate înlocui ceea ce înseamnă controlul parlamentar asupra activității guvernului. Noi nu avem de multă vreme declarații politice, întrebări, interpelări, moțiunile simple se dezbat într-o procedură pe repede înainte, nu avem o dezbatere pe inițiative legislative serioase cu participarea reprezentanților guvernului, cu posibilitatea de a pune întrebări legate de opțiunile pe care le are guvernul. Deci eu cred că suntem într-un moment în care însă și democrația este în pericol, dacă ținem seama de ceea ce spune Constituția, că Parlamentul este instituția fundamentală a statului român, nu, și cea care derivă din alegeri libere exprimate de cetățenii cu drept de vot. În discuțiile pe care le aveți cu dâmbovițenii, cu cetățenii din județ, probabil că tot online cel mai mult, spuneți-mi ce îi preocupă pe oameni cel mai mult în această perioadă? Ultimile luni au fost cu anumită presiune psihologică asupra oamenilor, nu, care sunt îngrijorați de starea de sănătate. În ultima perioadă constat că, într-un fel, grija aceasta a dispărut sau a devenit mai puțin importantă și preocupările oamenilor sunt legate de locul de muncă și de venituri. Pentru că sunt încă sute de mii de contracte de muncă suspendate, sunt contracte de muncă încetate undeva la 10%, probabil că vom avea, știu eu, până la sfârșitul anului acesta peste 1 milion de șomeri, ceea ce înseamnă o rată a șomajului pe care România nu a mai cunoscut-o de foarte multă vreme. De asemenea, am constatat
în toate localitățile din Dâmbovița și probabil în toată țara, foarte mulți cetățeni care lucrau în străinătate au venit acasă, fie că nu mai au locuri de muncă, fie că au venit din rațiuni medicale, nici aceștia nu vor avea curând venituri. Deci eu cred că cea mai mare problemă a României undeva în luna septembrie va fi lipsa locurilor de muncă și corespunzător lipsa veniturilor suficiente pentru familii. Nu vor mai veni bani nici de aici, dar nici din străinătate de la foarte mulți dintre concetățenii noștri. Eu cred că această situație va genera consecințe sociale deosebite, mai ales în condițiile în care guvernul ne-a anunțat deja că nu procedează la o majorare a pensiilor în cuantumul prevăzut de lege, ci într-un cuantum de cel mult 10% și nu se acordă, de exemplu, ne-a spus guvernul, alocațiile pentru copii, așa cum legea a fost votată de Parlament. Cred că nivelul de sărăcie va crește alarmant, după cum eu nu cred că oamenii vor putea să fie foarte liniștiți în perioada următoare și riscăm să avem fenomene sociale deosebite, după cum eu cred că vom avea o creștere foarte mare a ratei criminalității, pentru că sunt foarte multe grupări din acestea de criminalitate... Interlopi. Da, interlopi, care au revenit, mulți erau plecați în străinătate, unde probabil că sfera infracțională le dădea posibilitatea să realizeze venituri ilicite mai mari. Acum au revenit acasă și riscurile pentru ceea ce înseamnă securitatea cetățeanului, liniștea și ordinea publică sunt deosebit de mari. Cheia acestei situații este echilibrul între sănătatea sau grija pentru sănătatea populației și cea pentru revigorarea economiei. Care este acest balans? Cum credeți că ar trebui balansate lucrurile? În primul rând, eu cred că e o decizie politică. Nu e o decizie care să stea exclusiv la îndemâna sistemului sanitar. Pentru că sistemul sanitar, în mod firesc, ne va spune cum este mai bine să protejăm starea de sănătate a populației. Pe de altă parte, decidentul politic trebuie să ia acele măsuri care să permită continuarea activității economice. Din păcate, guvernul nu a luat acele măsuri și să permită, într-un timp cât mai scurt, o revenire la o situație de normalitate. Unii spun că vor fi necesar 2 ani, 3 ani de zile, dar sunt și previziuni mai sumbre care spun că economia mondială își va reveni în 10 ani de zile. Aveți inițiative legislative la care lucrați acum, care vă sunt mai apropiate sau pe care le doriți? Sigur, mai întâi a spune că am avut foarte multe inițiative legislative în această perioadă, martie-iunie, care au urmărit pe de o parte protejarea locurilor de muncă și a salariaților, pe de altă parte acordarea de facilități fiscale contribuabililor persoane fizice sau juridice, în așa fel încât să putem trece peste o perioadă care este dificilă. De asemenea, am avut preocupări importante legate de protejarea sănătății populației, cum ar fi proiectul de lege privind acordarea de măști gratuite pentru toți cetățenii României. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine la 12:30 cu relatări de la ședințele de plen din Senat și Camera Deputaților. În scurt timp, emisiunea va putea fi vizionată integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Opiniile dumneavoastră le așteptăm pe pagina de Facebook Parlamentul României TVR. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pe mâine!